Stimați ascultători, bună ziua. bună ziua! În cadrul acestei emisiuni, Tânărul Creștin, am invitat un tânăr care are o poveste foarte interesantă. E un tânăr care a făcut din o pasiune o preocupare esențială în viața lui. Un om care practică tenisul și un om care a avut de parcurs anumite etape și a încheiat liceul într-o altă țară, acum va pleca la studii. Peste ocean. Bine ai venit, Sergiu, în cadrul acestei emisiuni. În lumea de astăzi, o să fac o scurtă introducere. În lumea de astăzi, suntem învățați sau, mă rog, modelați oarecum de societate să vedem lucrurile pe bucăți. E vorba de a le simplifica sau a le separa în mod artificial. Mersul la biserică nu ține de viață, e anexă vieții. Dacă te ocupi de un anumit domeniu, nu trebuie să mai știi nimic despre altele. Cumva, piața muncii și evoluția societății nu descurajează acest mod de a trata viața, din potrivă, îl încurajează. Și atunci, pentru mulți, poate că tenisul n-ar avea nicio legătură cu Dumnezeu, cu evoluția spirituală, deși orice om cu o minimă cultură poate să știe că în antichitate lucrurile astea nu erau văzute separat, că sportul făcea parte din educația completă a unui om, exact. că dansul, muzica, toate făceau parte și atunci de aceea am moștenit acest tip de școală în unele țări mai pregnant, în altele mai puțin, în care formarea unei elite, a unor oameni pregătiți să aibă un rol important în societate, presupune dezvoltarea completă a unui om. Evident, fiecare la un moment dat se dezvoltă mai mult într-o direcție, dar asta nu înseamnă că el poate deveni robot, un robot care știe să facă numai ne, anumite lucruri. Exact. Bun. Și atunci, pentru a <gângh> da o formă cât mai umană acestei teme, acestei povești personale, o să începem cu începutul. Ca orice copil, aveai niște preocupări descoperi să iei niște hobby-uri, pasiuni, cam cum erai tu copil. Păi la început îmi plăcea foarte mult să desenez și luam niște cursuri la platul copiilor la noi, și mai apoi părinții mei au vrut să fac mișcare și m-au înscris la un club de tenis alături de niște prieteni din cartier. Dar să nu trecem uh, foarte repede peste desen, că e foarte interesant. Adică okay. apropo de sufletul unui om care e foarte complex. Cum ai uh, descoperit preocuparea asta? La școală, bănuiesc. Da. Pre desen. Nu, eram pur și simplu singur și efectiv începeam să desenez, să-mi folosesc imaginația. Era o pasiune. Nu. N-am învățat-o doar la școală. Pur și simplu eu luam creionul în mână și începeam să... Cam la ce vârstă se întâmplă asta? Patru ani? Mă, deci înainte de clasa întâi. Da. Așa, bun. Deci aveai o înclinație spre latura asta a imaginației, a sensibilității exact. artistice. Da. Și cum ajungi la tenis? Păi cum v-am mai spus, ai mi-a vrut să fac mișcare, m-am scris la un club de tenis. Eu, la început vă dați seama că nu aveam o pasiune foarte mare, nu știam despre ce e vorba, dar mai apoi, după câțiva ani, am avut șansa să fiu copil de mici la un challenger cu jucători profesioniști și când am văzut pe în teren pe cei mari, mi s-a aprins așa o flacără în mine și am zis vreau să ajung ca ei. Și de atunci am început să, să muncesc mult mai mult și să fiu serios, să fac tot ce trebuie ca să ajung acolo. Aveai prieteni? Din clipa mi s Am știut că ăsta o să fie drumul meu. S-a produs de Da. Uh, dar părinții tăi cum de s-au decis pentru tenis? Aveau, uh, cunoștințe, care da, aveau copii... cunoștințe care își duceau aveau niște cunoștințe care își duceau copiii la tenis. Și pur și simplu din cauza aceasta. Da, uh, cu lucrurile Spre astea... Spre exemplu, tata voia să fac fotbal când era mic. Da. Mai e un exemplu celebru, Elian Năstase care prefera fotbalul, în schimb, ce frate, în, în schimb fratele lui el ducea la tenis. No. Și uite, așa a apărut un jucător da. deosebit. A, a început, deci a contat faptul că ai intrat în contact cu un mod serios de a juca tenis. Exact. Îți mai aduce aminte ce sentiment aveai, de ce te-au impresionat jucătorii aceia? Deci unde avea loc competiția? La Idu, în Mamaia, erau turne challenger în fiecare vară și... De seniori. De seniori, da. De profesioniști chiar, adică challenger sunt turnee de profesioniști. Și ce anume te-a impresionat? Și Atmosfera? Atmosfera din turneu, adică erau mulți oameni, mulți spectatori, erau cunoscuți jucătorii, vă dați seama. Uh... Mie, de exemplu, îmi place la tenis faptul că e o atmosferă mai civilizată decât în alte sporturi. Exact. Adică e chiar o etichetă. La un moment dat, conduita contează foarte mult. Conduita jucătorilor, conduita publicului, publicului exact. și, deși lumea se schimbă, aceste <coughs> pretenții există. Și vedem că ele sunt impuse orice ar fi, chiar dacă e vorba de jucători cu renume. S-a întâmplat de curând ceva de genul ăsta. O jucătoare a fost penalizată pentru că nu s-a comportat exact. în regulă. Ori asta este un lucru foarte important. Ai văzut seriozitatea și ce s-a întâmplat. Și am vrut să fiu ca ei, să devin ca ei, să... Am simțit că acela va fi visul meu, să ajung sus, în top. Și primul pas care a fost? Că tu deja erai înscris la un club. Primul pas a fost să merg mai des la antrenamente. Deja începeam să fac în fiecare zi. Am început turneele. Am început să prind gustul victorilor, dar și meciurilor pierdute. Erau niște senzații noi. Și am fost curios și mi-a plăcut foarte mult. Te-a speriat la început faptul că intri în competiție sau îți plăcea spiritul acesta? Îmi plăcea spiritul de competiție mereu. De când am fost mic. Uh, apropo de Dumnezeu și de cum reușește să ne influențeze viața. Vezi, foarte greu ne explicăm de ce, la un moment dat, am fost marcați de o conjunctură, de o situație, de un loc anume, de niște oameni, așa încât asta să ne conducă viața. Lucrurile sunt atât de complicate, e păcat că unii oameni le simplifică. Și întotdeauna intervine cineva din sfera spirituală pentru a ne. A ne convinge sau a ne ajuta să mergem pe un anumit drum. Bun, așa este. Ai ajuns să te antrenezi mai des. Care era relația ta cu antrenorii, cu cei care te pregăteau? Păi, la Cât începem, erai de dependent de antrenori? Eu sunt tipul de jucător care e foarte dependent de antrenori și relația cu antrenorul contează foarte mult, pentru că e greu să-ți găsești un antrenor care să aibă încredere în potențialul tău, să te susțină mereu și Chiar să depună foarte multă muncă cu tine și să se implice atât de mult. E în primul rând nevoia asta de încurajare. Da. E... da. Și mai există și latura tehnică de drumare. Când spun să se implice, se implică cu totul. Pentru că tenisul este foarte complex și. Seama. Și copil fiind, erai destul de receptiv, bănuiesc, da, la sfaturile da. lor. Da, la un moment dat chiar ascultam ce informații primesc alți jucători și le băgam la cap și încercam să fac anumite lucruri și mi foarte bine. Și toată lumea era impresionată că am urechile deschise și vreau să învăț cât mai mult. Asta înseamnă că asta se întâmplă în momentul în care un om are o pasiune. În momentul în care face ceva cu un scop destul de limitat, hai să găsesc o cale, o metodă de a câștiga un meci sau de a ieși în avantaj pe moment, nu ești deschis ca un burete, filtrezi, cauți calea cea mai comodă. Ori tu, având o pasiune, erai foarte deschis către tot ce se întâmplă. Exact. Erai, cum se spune, ca un burete care absorbea tot. Bun, în tot uh, acest timp, în copilărie, în momentul în care ai simțit că trebuie să mergi pe drumul ăsta, cum uh, ai relaționat cu părinții? Cum ai discutat ce au simțit ei, cum au pus problema? Păi, după ce l-am spus că vreau să fac tenis, serios și să ajung profesionist, m-au înțeles și m-au susținut și încă mă susțin foarte mult și mă bucur că au fost unii din puținii părinți care înțeleg tenisul destul de mine, pentru că niciodată nu m-au certat sau mi-au reproșat că am pierdut nu știu ce meciuri sau nu m-am comportat nu știu cum. Adică mereu a fost aproape de mine. Și asta contează foarte mult, pentru că vă dați seama în tenis sunt foarte multe frustrări și vă dați seama dacă și familia pune presiune pe tine, e foarte gros să ajungi. În, uh, top. Mai e o problemă. Tu ai început să participi la competiție. Descrie-ne un pic cam în ce însemna programul unui elev, cam de la ce vârstă au devenit concursurile mai dese, ai început să mergi. Cam din clasa a 5. Cam dintr-a 5 da? da? Deci, în gimnaziu deja ai intrat într-un anumit exact. ritm. Ce înseamnă asta într-o viață de familie? Să încep să mergi cam cât de des, cam cât dura un turneu? Un turneu de obicei durează o săptămână. Problema este că având și liceu și fiind la un liceu foarte bun, programul era foarte încărcat și pentru mine și pentru familia mea trebuia să fiu și la ore, trebuia să merg și la antrenamente, să fiu plecat și în turnee, să învăț în turnee. Adică nu prea aveam timp de nimic și trebuia să fiu mereu focusat pe orice lucru. Cam cât de des se întâmpla să mergi la competiții, la turnee? În clasa 5 -a aveam cam o dată la două săptămâni, trei săptămâni. Foarte des. Da, deci... dar mai apoi deja de prin clasa 7-8 aveam concursul la săptămână. Și, și ce te-a făcut? Pentru că este foarte obositor pentru este un, extrem de obositor, da. copil de gimnaziu să aibă ritmul asta, să... Pleca de pă... dimineață de la 8, a ajuns acasă la 9 jumătate. Să joace 4-5 ore pe zi, să meargă în turnee, să învețe. Cum ai presimțit asta? De ce totuși ai continuat? Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut. Am pasiune foarte mare pentru acest sport și am zis că merită. Și niciodată nu m-am gândit că e greu și că vreau să mă opresc. Dar, apropo de echilibru ăsta între a face un sport, a avea o preocupare de tipul ăsta și a încerca să dai importanță și școlii, unde ai descoperit că merg lucrurile mai greu? Unde te-ai întrebu întrebuința mai greu? Care au fost punctele mai dificile în găsirea unui echilibru în alocarea de timp și pentru școală. Deja când intrasem în clasa 8 -a, știți că era examenul de intrare la liceu și trebuia să învăț și foarte mult ca să intru la un liceu bun și să învăț și de tenis, că nu puteam să las tenisul deoparte. Dar am zis că merită, pentru că tenisul este un sport mai diferit față de celelalte, adică îți trebuie educație bună, nu poți să joci doar tenis. Asta este purea mea. Pentru că trebuie să. Apropo de școală, foarte mulți astăzi, dintre cei de vârsta ta sau cei mai tineri decât tine, vin cu această atitudine, nu știu cum să-i spun, nihilistă. Școala nu folosește la nimic, da. nu ne ajută în viață, învățăm doar la două materii, că la ele dăm examen. Uh, școala e departe de preocupările noastre, de nivelul la care a ajuns societatea astăzi. Cum privești tu lucrul ăsta? Mai ales că tu ai făcut clasa 12 într-o altă țară. Să discutăm un pic despre partea asta de școală și atitudine. Cum cei De exemplu, în afară, uh, elevii luau uh, școala mult mai în serios decât la noi. Și cei drept, și acolo avei este o diferență între școala lor și școala noastră românească, pentru că acolo îți dau ocazia să alegi între anumite materii, nu te obligau să faci foarte multe materii. Da, să alegi pe un an întreg, nu să pe te un an întreg. Exact, pe un an întreg, da. Și la noi e sistemul acesta de toți elevii vor să tocească, să, că adică nu gândesc, nu, în sensul că nu gândesc logic sau vor să învețe să, să fie ceva practic. În schimb, acolo așa am învățat să să fiu deschis, să nu stau să tocesc orice lucru și să. Ai întrebat uh, de ce acolo există o altă atitudine, ai vorbit cu colegi de-ai tăi, ai sesizat de unde vine, din familie, din felul în care societatea prețuiește educația, din felul în care profesorii. Profesorii, da, în mare parte, pentru că suntem ca o echipă acolo și profesorii sunt ca niște prieteni pentru noi în, în afară. Eu așa am simțit. Adică puteam vorbi deschis cu orice profesor, mai ales, v-am avut profesor la clasă când am fost la colegiul Micea și știu că și dumneavoastră erați la fel ca ei. Adică puteam vorbi deschis, nu eram stresați că ne ceartă profesorul din anumite lucruri care nu au sens sau... Da, e o viziune un pic diferită, în sensul că unii văd școala ca pe ceva tehnic, da. unde transmitem informații, ori aici nu sunt de acord cu viziunea asta, pentru că, în primul rând, suntem oameni. Și în domeniul religiei e la fel. Nu poți să predai Biblia de parcă ai fi un robot. Deci, scriptura asta are și ea un sens. Ea există pentru ca noi, oamenii, să, să o înțelegem, să extragem din ea niște adevăruri. Dar ele nu sunt evidente de la sine. și... Uh, orice om le citește altfel și descoperă altceva de aceea Scriptura Noul Testament cel puțin se citește tot timpul în biserică pentru că în funcție de nivelul de înțelegere, de vârstă, de experiență, poți să descoperi altceva. Nu e totul la vedere. Ori dacă adevărurile nu sunt evidente, dacă lucrul pe care îl transmiți tu nu e de la sine înțeles, evident că trebuie să discuți oamenii, interacțiunea umană creează condițiile asimilării. Exact așa e. Și într-o știință, să spunem în fizică, un adevăr științific nu se înțelege de la sine, nu se descarcă un fișier și începe să ruleze calculatorul <coughs> și programul respectiv. Nu. Ci este vorba de felul în care mintea unui anumit om ajunge să înțeleagă. De obicei, foarte mult se inhibă. Uite, tu, de exemplu, ai avut discipline unde mintea ți se bloca și spuneai, nu pot să învăț? Da, am avut. Pentru că n-a fost foarte atras de materia respectivă din cauza profesorului, pentru că nu știa să mă atragă, să mă facă să, să fiu curios despre materia respectivă. Totul se rezuma doar la note și la... Efectiv, la teste, note și atât. E foarte greu pentru că poți să ajungi să te convingi tu pe tine că nu înțelegi, nu are sens să te chinui să înțelegi și pierzi. Pierzi pe de altă ah. parte pentru că nu se mai întoarce șansa de a studia. Unele Așa. lucruri se studiază doar în liceu, mai departe nu le studiezi. Bun, hai să vorbim despre cum uh, ai ajuns tu în uh, Spania, da? Ai ajuns la un anumit nivel, elevi de liceu, participai în continuare la competiții. Da. Tot așa des? Mai des. Deci, de cam, de deci trei cam ori pe lună? Cam așa, da. Bun. Care a fost satisfacția sau care erau satisfacțiile pe care le trăiai participând la competițiile astea? Satisfacția de a juca cu mulți străini, de a juca turnee internaționale, de a câștiga, bineînțeles... Poți să ne dai niște exemple de turnee care ți-au rămas în minte din perioada liceului? Turneul din Malta, mereu o să-mi aduc aminte de el, pentru că am fost de două ori, în doi ani consecutiv și mereu am făcut rezultate bune acolo și a fost o atmosferă plăcută. Am și câștigat turneul la dublu, împreună cu un, un danez și a fost și de ziua României, chiar de ziua României a avut loc turneul și vă dați seama că am fost mândru că am reușit să câștig și să port steagul cu mine de la felul. Uh, atmosfera ți-a plăcut? Uh, cum relaționează jucătorii și organizatorii acolo? Care sunt uh, lucrurile care merită menționate? Sunt foarte deschis spre prietenoși și uh, dacă ai nevoie de ceva te ajută mereu, adică nu sunt uh, închiși la minte. La fel, jucătorii, nu există răutăți între... între noi, adică fiecare își vede treaba lui. Chiar Bineînțeles, dacă... în meciuri, în meciuri e... e competiția, dar în rest, tot e ok, adică suntem ca niște prieteni. Chiar dacă sunt orgolii. Exact. Oamenii încearcă să treacă peste exact. și... Exact. Apropo Cât de ești școală. în teren, ok, ești câine, ca să zic așa. Lupți. Lupți. După, satana meciul, ok. Suntem prieteni, nu e... Trăim, în suntem schimb, oamenii. pe la noi, din păcate, lucrurile stau altfel. Mai ales când ești bun și vede lumea că ești bun, vor să să te tragă în jos. Adică nu... E, hai să vorbim despre cum ai ajuns tu în Spania și cum uh, uh, într-un fel ți s-a schimbat viața. Deci, a ajuns la ce vârstă s-a produs asta? Chiar anul trecut. Acum un an. Am, am plecat terminați... de tot, dar acum doi ani uh, când am ajuns prima dată în Spania a fost din cauza unui antrenor care m-a văzut la un turneu foarte important în Franța și a plăcut foarte mult de mine cum joc și sunt serios, muncesc și așa. Și m-a luat o săptămână la el acasă ca să mă antrenez, să văd cum este. Și de atunci am mai tot mers, de câte ori puteam și își permitau ai mei, pentru că costurile sunt foarte ridicate. Mai mergeam din când în când, câte două săptămâni, o săptămână, depinde. Iar anul trecut, chiar anul trecut, nu, nu știu cum să vă zic, eram plecat în Spania și când m-am întors la aeroport, m-am văzut un domn cu rachetele în brațe și a început să vorbească cu mine, era pasionat de tenis. Și aici intervine și Dumnezeu clar, deci vă dați seama că e moment, la momentul potrivit a apărut acest domn a început să mă întrebe de cum e tenisul, ce presupune, a fost foarte interesat, apoi a venit să mă urmărească pe la turnee prin România și ulterior a devenit sponsorul meu, împreună cu echipa lui, care, care sunt mai mulți. Deci, pur și simplu, fără ca tu să faci ceva în plus, să forțezi uși, să... Așa, omul acesta s-a oferit Văzându-te. Văzându-mă că sunt serios și că muncesc și că îmi place, am o pasiune foarte mare pentru acest sport, a că merită să încercăm să ies din țară, să mă dezvolt alt, altfel. Ce înseamnă asta? Adică acest om îți plătește cheltuielile pe care le ai la... Sunt mai mulți, nu e doar el, sunt... Mă rog, o echipă. O echipă, vă? da. Te susțin o financiar? Susțin financiar, ca Adi... să îndeplinesc visul prin antrenamente mai multe. Și asta Plus ai înseam... mei, și ai cu bani, adică toți sunt ca o echipă. Asta însemnând că tu ai ajuns uh, să fii înscris la o școală de tenis. La o academie, da. O academie din Spania. Din Spania. Da. Bun. Vorbește-ne un pic despre ce se întâmplă în Spania, în zona aceasta, cum se comportă oamenii, cum tratează acest lucru în mod special și după aceea comparăm cu țara noastră. Păi, în, în Spania, de exemplu, oamenii sunt foarte relaxați și foarte prietenoși, sunt ca o echipă toți, uh, mai ales când văd că ești bun la ceva, te ajută, chiar te ajută și sunt alături de tine mereu. Uh, Într-o academie oamenii formează o echipă și încearcă să te ajute prin orice mod posibil ca să ajungi unde îți dorești. Chiar dacă tenisul este un sport individual și fiecare da. își dorește Doar succesul că... pentru el. Exact. Dar în Spania tenisul este un sport foarte plăcut și vizionat. Și se da, cent pe și, el. Ca dovadă, a produs foarte mulți tenismeni de nivel exact. înalt. Ceea ce înseamnă că vine de jos lucrul ăsta, e, da. crește de la un anumit nivel. Uh, vorbeai un pic despre școală. În general, cum ai definit o atmosfera de acolo și în ce fel ți-a prins bine și școala și academia de tenis? Dacă ne poți da câteva exemple de lucruri care ți-au... de experiențe care ți-au produs sau au produs asupra ta un efect benefic. Păi, în școală, în școală de exemplu, cum am mai spus... Cum a uh, fost prima săptămână de școală, Prima săptămână, uh. directorul venise la mine, mă saluta, m-a în brațe, m-a întrebat, de, am vorbit de, cu totul alte lucruri, nu numai de școală, profesorii la fel... Uh, în prima săptămână am făcut de locuri, am vorbit efectiv ca să ne cunoaștem, <coughs> adică erau foarte prietenoși și relaxați, asta mi-a plăcut cel mai mult. Ca la un curs non-formal, la exact. un workshop. Exact. Așa, după care bănuiesc că după care exige am început exigența exact. la învățare există, nu? Există, clar. Deci se învață. Se învață și chiar te atrag să înveți singur, adică nu te obligă să înveți, știți? Să înțelegi de ce trebuie să înveți. Exact. Când, nu știu, când ești obosit sau nu, mai ales noi că eram sportivi și știau, când voiam o pauză sau simțeam nevoia să mai comunicăm, să vorbim despre alte lucruri, cu mare drag, deci nu era problemă. Cum arătau manualele? Că se vorbește asta? Am făcut deci. pe internet. Deci totul era da. digital. Da, mai aveam niște manuale pe care le foloseam, dar în mare parte pe internet, și cum era prezentată informația? Adică era ușor de asimilat, explicată bine? Da, da, era explicată bine, chiar și prin videouri, adică... Câte discipline de studiu făceai? Eu am avut șase. Șase materii. Da. Dar am ales, puteam alege între mai multe. Adică, dintre, spre exemplu, între matematică și biologie sau uh, geografie și istorie, adică mi-am putut alege. Și am dat de ales. Nivelul de studiu era ridicat, da. mediu. Deci se, învăța se învăța. exact. La nivel științific destul de da. înalt. Da. și o discuție cum facem ca să fie mai accesibil. Deci, până la urmă, modul în care se face contează foarte mult. Că exact. se poate atinge și exact. un nivel științific ridicat. Bun. Ai ajuns acolo, te-ai dezvoltat pe partea aceasta legată de tenis. Aș vrea să vorbim un pic despre că tot comparăm lucrurile. În țara noastră se dorește să se ajungă la un anumit nivel, să putem și noi să ne ridicăm standardele. Unde crezi tu, plecând de la experiența pe care o ai tu și văzându-i pe alții, unde crezi tu că ar trebui să se schimbe ceva în modul în care sunt educați copiii la noi? Ce anume ar trebui să existe, ceva ce poate ai văzut în alte țări? Cred că ar fi ok să introducă și la noi sistemul acesta de învățare pe tablete, calculatoare, nu contează. Profesorii la fel să fie mai prietenoși în sensul, adică și elevii. Bine, la noi problema este că dacă profesorul este prietenos și îngăduitor, etc., elevii, din păcate, încep să își cam bată joc sau să nu fie serioși. Asta, și asta e o problemă din cauza generațiilor. Dar spaniolii cum rezolvă problema asta? ce drept în liceu în care am fost era un liceu privat, internațional și erau mulți străini. fiecare își vedea interesul, adică știau că e important să învețe și să fie și o atmosferă bună. Adică Dar dacă un elev nu se comporta în nu, regulă. Nu se comporta în regulă. Depinde de câte ori nu se comporta în regulă. Mai apoi era trimis în detenție, de exemplu. Deci nu erau tolerate... <coughs> nu. Nu erau tolerate Abaterile și nu. anarhia și nu. Lipsa de educație, de bun simț... Dacă aveai lipsa de bun simț, ori l trimis acasă, ori stăteai până la seara, până când se închidea școala. Fără ca cineva să spună, să stai comentezi. că discriminăm... Exact, exact. Nu, fiecare nu era tratat nimeni. în funcție de felul lui de a răspunde, nu? Deci, da. acolo, într-un fel, e important de spus că tuturor li se oferă posibilitatea să facă dar se ține cont și de felul în care fiecare tratează, tratează oportunitatea. Oportunitatea, corect. Pentru că din ce spuneai, și tu ai fost ajutat pentru că cei care te-au ajutat au văzut felul în care tratezi tenisul, implicarea pe care o ai, plăcerea pe care exact. o descoperi <coughs> și faptul că pentru tine contează foarte mult. Adică viața ta are un sens, are o noimă. Da. Păi fără tenis ah. nu. Nu cred că pot trăi. E, cum ți se pare faptul că la noi foarte mulți tineri, în afară de faptul că vor să câștige bani, nu prea au o noimă, un sens, nu prea descoperă o parte, să spunem, mai bogată, mai frumoasă a vieții. Unde vezi tu problema asta? Apropo de sensul spiritual. Că unii stau și pierd timpul prin cafenele, n-au un obiectiv așa foarte clar, n-au o pasiune. Pentru că sunt ajutați de părinți în mare parte și nu apreciază chestia asta și nu fac nimic în legătură cu ajutorul pe care îl au. Și tot, ei cred că totul îi se cuvine, adică... Și atunci părinții ar fi bine să creeze o presiune asupra copilului, adică... O presiune? În sensul pozitiv. Da, și în sensul pozitiv, exact. Adică trebuie totuși să facă. În faci sensul ceva. pozitiv, corect. Să nu îl încurajeze când nu își propune nimic, când, când stă degeaba. Minimare. Exact. <coughs> În, în Occident, unde ai fost tu, sau în Spania, unde ai stat mai mult, cum ai văzut lucrurile? Acolo e de la sine înțeles că trebuie să-ți fixezi așa niște obiective sau câțiva da. au și restul? Nu, no, foarte mulți au obiective ridicate. Deci e o diferență vizibilă între da. ce da. se întâmplă acolo și ce se întâmplă da. la noi. Că pe mine mă miră faptul ăsta, într-un fel mă miră că Mulți dintre români aici sunt demotivați, abia în momentul în care pleacă încep să fie motivați. Ori tu ai fost motivat și aici, nu doar acolo. Și bănuiesc că nu ți-a fost ușor. Adică a fost totul frumos în România, pe roze? Nu, aproape deloc. Adică în momentul în care mergeai la competiții, toată lumea era în regulă, zâmbea? Nu, nu, erau foarte multe răutăți. Între jucătorii, familii, antrenorii? Se spune că România e grădina, Maicii Domnului <laughs> Și atunci, de unde apar aceste răutăți? Din educația de acasă, antrenorii, de exemplu, și educau. Uh, Anumiți antrenorii și educau copiii astfel încât să fie răi cu ceilalți sau să nu. Fără să lupte cu armele sportului exact. respectiv. Adică exact. erau arme colaterale. Colaterale, corect. Da. Cum ar fi, de exemplu, să intimideze sau da. să-l facă să se simtă. Să se nerveze să. Da. Da. Bine. Sunt anumite lucruri care se folosesc și când ești la profesie, adică face parte din strategie, dar la noi era. Nu cu mizerie, în schimb. Exact, nu cu mizerie. Deci, noi am avea de învățat să fim un pic mai civilizați. Da. Bun. Uh, Vorbim despre faptul că a evoluat într-un anumit sens. Cum vezi tu drumul către succes? Foarte mulți oameni astăzi vorbesc despre a avea succes, dorința de a avea succes. A devenit aproape o religie, succesul, succesul. Pentru tine, ca să evoluezi în domeniul ăsta sau în alte domenii, de ce ai nevoie în primul rând? Că vorbeam despre mizerii. Unii apelează la căile astea, mai puțin corect. Ca să ai succes sau să. Dacă vrei succes, în primul rând trebuie să depui foarte multă muncă, cum am mai spus, să fii serios, să ai pasiune. În tenis, de exemplu, să fii susținut financiar, pentru că altfel nu se poate. La noi în țară, cel puțin. Pentru că nu suntem ca Franța, de exemplu, sau Spania să fie federațiile care ajută jucătorii. Deci aici fiecare se descurcă. Da, în mare parte. E pe cont propriu. Da. Da, da, uite, povesteai că la un moment dat în copilărie s-a produs declicul acela. Adică ai prins gustul tenisului. Ori, la noi nu există educația asta. Adică hai să încurajăm copilul sau tânărul să-și cultive ceva dacă s-a întâmplat un moment din ăla de declic. Nu. Cumva mulți merg pe ideea lasă că pofta vine mâncând. Cum e? Din punctul tău de vedere. Cât de necesar e momentul ăla în care tu descoperi pasiunea? Se poate fără. Fără acel moment este greu, pentru că să stai să joci, să te antrenezi și să nu știi dacă îți place sau dacă ai o pasiune într-adevăr pentru sportul pe care îl practici, e greu. Trebuie să se aprinde ceva, să zici, bă, da, chiar asta vreau să fac. Mai ales că după o competiție pe care o pierzi, sunt frustrări și la di diferență mică de la de un de tie break de, da. uh, imediat îți pui problema eu ce mai caut aici, poate ar fi bine să renunț. Îți vin tot felul de gânduri și negativi. Și atunci și... te întorci la origin, la motivul pentru care asta tot care... din cauza că ești foarte pasionat și că iubești sportul pe care îl practici. Bun. Uh, care este drumul tău mai avem câteva minute, drumul tău de acum încolo. Deci, tu unde vei merge? Cum ai ajuns uh, peste ocean? Uh, am discutat cu sponsorii, cu echipa mea și am considerat că este o șansă bună să plec în, în America pentru că acolo tenisul este privit foarte, foarte bine, mai ales la universități. Uh, în mare parte... Dacă joci bine și ești serios, îți plătesc foarte mult din, din suma respectivă. Poți să fii bursier, chiar. Da, exact. Și asta înseamnă în America foarte mult, sunt costuri mari, taxe mari. Sunt costuri foarte mari pentru universitate. Dar din ce știi? Ce înseamnă că sportul, în cazul tău, tenisul este important? Tu mergi la ce universitate? În West Virginia, West la Salem. Virginia. Ce înseamnă acolo că tenisul este important? Cam cum mai descrie importanța asta? Păi, în primul rând, sunt mulți oameni care vor să vadă jucători buni și competiție. Suntem priviți foarte bine de profesori, de oricine, de colegi, de deci, deci, în primul rând, faptul că există această atitudine pozitivă de susținere și un interes foarte mare. Bun. Ultimă întrebare pentru final tenisul nu înseamnă totul. Cum vezi tu de acum încolo echilibru între... Pentru că tenisul nu prea îți permite o viață socială, privată, e un timp scurt. Nu, da, e foarte greu. Totul, aproape totul merge în direcția asta. Ce înseamnă pentru tine a fi împlinit făcând tenis? Cum ai descrie A fi asta? împlinit făcând tenis? Păi, în primul rând, eu vreau să-mi îndeplinesc visul, deci să joc cât mai mult și să ajung unde mi-am propus, în top. În top. Uh, și consider că sunt, sunt împlinit, adică am o viață împlinită, pentru că m-a dezvoltat foarte mult acest sport. Și mi-a deschis multe uși, adică... Bun, îți dorim succes, să ne Mulțumesc, mai auzim... Mă. După un an da. de experiență americană, da. le mulțumim și ascultătorilor, le dorim o zi plăcută în continuare o zi bună. și o zi binecuvântată de Dumnezeu. La revedere!